Tăcerea inimii catena. Bine v-am găsit la o nouă emisiune Sănătate cu de toate. Începem și ediția de astăzi din mijlocul naturii, pentru că numai natura ne poate ajuta să fim sănătoși. Toamna este atât de bogată în produse, încât ne permite să pregătim pentru iarnă diferite lucruri. Astăzi vom încerca un desert sănătos, gustos, evident, natural. Bine v-am găsit, doamna Petcu! Bine ați venit, bună ziua! Ce ați pregătit aici? V-am așteptat cu mare drag să pregătim niște poame de prune și de mere. Așa. Un desert foarte bun iarna, care am crescut cu el. Deci noi, în copilăria noastră, cu așa ceva ne hrăneam. Deci ne aducem aminte de gustul copilăriei. Ne aducem aminte de gustul copilăriei și pe când bunicii noștri nu aveau atâtea dulciuri, acesta era desertul nostru. Și trăiau mai sănătos. Mai sănătos. Atunci. Când vroiam să mâncăm ceva dulce, ne urcam în pod. Aceste poame se fac acum, se usucă, se pun în pungi de hârtie și se păstrează pentru iarnă. Prune? Prune vinete. Acestea se desfac mai ușor, sunt expre pentru așa, pentru gem și pentru poame, în general, se desfac foarte ușor după sâmbure. Și aici este o fructă... Aici avem ceva mai special. Pe care nu o cunosc. Da, acestea sunt niște scorușe. Avem un scoruș în curte, slavă lui Dumnezeu că este foarte vechi, are peste 100 de ani. Am reușit să-l păstrăm. Sunt niște fructe de pădure, dar care au niște proprietăți foarte, foarte importante. Și cum pregătim aceste scorușe pentru a le mânca? Se pot face gem și ceai. Ceaiul este foarte bun antiinflamator și pentru problemele gastrice. Sunt foarte, foarte sănătoase. Au vitamine, au vitamina, minerale. Da, conțin foarte multe vitamine, vitamina B1, B2, multe minerale și antioxidanți, da, și au un mod de a se coace mai deosebit. După cum vedeți, ele sunt verzi, ele așa pică din pom, le adunăm, le lăsăm la un loc întunecos și ele se coc și se fac așa maro. Și ele, când se coc, atunci sunt bune de făcut gem și ceai. Peste iarnă ele se posmogesc, se strâng și în momentul când facem ceaiul au gust macrișor. Înseamnă da. Că au și vitamina C. Au și vitamina C, da. Să revenim atunci la desertul copilăriei noastre. Începem cu? Începem cu poamele de prune. Așa. Deci le-am cules, le-am spălat și acum le tăiem, le scoatem sâmburii și după aceea o să le punem... Vreau să gust și eu una, așa. Cu tot dragul. Cum, uite, o iau pe asta. Vedem cum este. Și ele se pun la uscat pe această gratie sau lojniță, cum îi zice, ca să le ia aerul și pe deasupra și pe dedesubt, ca să se usuce, să fie bune pentru iarnă. Și cât timp trebuie să stea pe grătarul ăsta? Cam o săptămână. Cam o săptămână, pus la în natură, aer. Afară, în curte, pus prin pomii, pe scaune, pe... Și ele se usucă și ajung așa? Da, da, am făcut eu săptămâna trecută. Nu sunt nici acelea, nu sunt uscate, nu sunt făcute. Definitiv, da. Și pe urmă unde le puneți? Le punem într-o sacoșă de hârtie, ca să nu atragă umezeala, și le punem ori în pub, ori agățate undeva la podină, cum păstrau bunicii noștri înainte. Și cât timp rezistă? Toată iarna, deci putem să le ținem și un an de zile, până vin următoarele. Da, 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 da. Și sunt foarte, foarte dulci, foarte bune. Important este faptul că își păstrează toate proprietățile, da, așa uscate, da, fiind
Și nu e nevoie să le adăugăm zahăr sau alte... Nu, nimic, nimic. Ele sunt... Prafuri care nu prea ne fac bine. Exact cum sunt din pom. Ele rămân, doar se usucă și își păstrează toate proprietățile și toate... Da, eu mâncam când eram copil... Prune opărite sau nu mai da, știu cum prune, erau. Prune opărite sau lojnite. Lojnite? Lojnite au luat denumirea de la această lojniță. Aceasta îi se mai spune gratie și lojniță. Dar prunele le opăream la foc și după aceea le turnam pe această lojniță și ele și-au luat denumirea de prune lojnite. Țin mai bine opărite. Țin la fel ca și poamele. Deci ele se usucă și își păstrează exact, le putem confunda cu bomboanele. Sunt foarte bune. Bun, ne-am lămurit cu prunele. Să trecem la mere. Trecem la mere. Cum le pregătiți? Deci le tăiem feliuțe subțirele, ca să se poată usca ușor. Adică trebuie să ajungă așa. Da, da, trebuie să ajungă cum sunt acele. Uitați, și începem și le punem aici. Ce bun e! Da. Se pot face poame și din pere. Noi nu avem momentan acum, că nu s-au copt perele de toamnă. Ies foarte bune și poamele de pere. Deci, în general, fructele acestea de toamnă, așa se conservau înainte. Și acum, de când ne-am reîntors acasă, încercăm să reînviem tot ce am trăit în copilăria noastră. Pentru păstrarea igieniei și a curățeniei aveți de la sponsorul nostru Asevi un cadou. Să-l folosiți cu plăcere! Mulțumesc! Pentru astăzi am făcut o mică excursie în comuna Băile Balta Albă din județul Buzău. De ce? Am plecat în căutarea renumelui pierdut, așa cum au spus cândva cercetătorii de la Institutul de Fizică Atomică. Miruna, mulțumim mult că ne-ai primit aici în căsuța ta, să spunem, căsuța ta de la serviciu, și abia așteptăm să aflăm de la tine povestea acestui brand românesc foarte, foarte vechi. Brandul este foarte vechi, mai vechi decât numele lui, și istoria localității este mai veche decât numele extractului sau al nostru. În 1850, localitatea devenea foarte faimoasă pentru băile pe care le făceau chiar și străinii aici. În 1857, Băile Valahe de la Băile Balta Albă, județul Buzău, ajung pe coperta revistei Le Mou, un supliment despre mijloace de petrecere a timpului liber. Wow! Da. Pe vremea aceea se pare că se vorbea de bine despre țara noastră. De foarte bine, și ca standard al locuitorilor din această mică localitate, acum sat, atunci exista și un casino în care își petreceau timpul liber cei care veneau la băi. Iată, suntem comparabili cu hotelul Negresco, să spunem, de la Nisa, eventual. Da, numele e comparabil, facem un salt peste timp și ajungem în... anii 70, când un doctor foarte renumit, cu o poveste similară ca Anei Aslan, care și-a fost contemporan, descoperă un extract minune. Vorbim despre domnul doctor Ionescu Călinești, al cărui nume îl găsim și pe produsele noastre. Este fondatorul brandului pe care îl producem astăzi. Și ce a stat la baza descoperirii dumnealui? Că înțeleg că a avut o poveste de familie. În familia doctorului exista o afecțiune gravă a soției. Boala se numește sclerodermie și afectează atât pielea, cât și produce inflamații foarte severe ale articulațiilor. Doctorul era cercetător. Dureri implicite. Da, foarte, foarte mari. Da. Doctorii dăduseră un termen destul de mic de viață în urma acestei afecțiuni. Doctorul nostru era cercetător la Amara în această perioadă. De aici vine și numele peloit de Amara, care înseamnă nămol de Amara. Și efectua tratamente cu nămol sapropelic. Și a descoperit că nămolul sapropelic îi face foarte bine soției lui, care suferea de sclerodermie. Vorbim cumva de nămolul acela? Vorbim de acest nămol. Așa, pe care putem să-l și vedem. Acest nămol are o mulțime de proprietăți, este bogat în săruri minerale. De fapt, în zona noastră există o salbă de la curcună, nămol sapropelic și nămol terapeutic.
și descoperind efectele benefice ale acestui nămol asupra soției sale, a încercat să producă ceva care să fie esență de nămol, în care se regăsească doar beneficiile nămolului și atât. Așa. Și-a descoperit extractul de nămol terapeutic, care are 13 aminoacizi și este bogat în săruri minerale. Este o formulă unică cu 13 aminoacizi. Este absolut fascinant că din ceva de culoarea asta se obține ceva care este atât de pur. Extractul este inodor și foarte mulți oameni sunt fascinați să vadă că produsele noastre nu pătează. De fapt, asta căuta și doctorul. Căuta ceva cu care să lucreze ușor. Ceva care să poată fi adăugat în alte produse și să aibă numai beneficiile nămolului. Și a descoperit acest extract. La ce s-a ajuns astăzi? Ce produceți voi? Astăzi producem cosmetice și produse terapeutice. Noi spunem despre extract că are dublă acțiune, atât acțiune cosmetică cât și acțiune terapeutică. Datorită formulei sale unice cu 13 aminoacizi, este capabil să stimuleze regenerarea celulară. Avem un portofoliu peste 50 de produse în acest moment. În trecut a existat și un extract injectabil produs la Antibiotice Iași, cu acțiune foarte puternică asupra articulațiilor, durerilor musculare sau bolilor reumatismale. Am încercat să înlocuim beneficiile acelui extract injectabil cu o linie terapeutică astăzi, în care avem produse targetate durerilor reumatismale pe zone mai largi sau mai mici sau articulații. Nu putem însă să trecem cu vederea că produsul vedetă al vostru este pasta de dinți. Pasta de dinți, de da? De fapt, asta mi-amintesc și eu din copilărie, da? Să vorbim un pic și despre această pastă de dinți, care conține probabil tot extract de nămol. Exact. Această pastă de dinți este primul produs al brandului nostru, așa cum l-a gândit doctorul Ionescu Călinești. Da. Și atunci și acum are o formulă fără flor. Astăzi folosim extracte bio. Se foloseau și atunci extracte naturale, dar nu exista denumirea asta de bio în epoca respectivă. Și este primul produs lansat de doctor ca atare, pentru care a obținut un brevet de pastă medicinală în acel moment. Aveți mai multe feluri de paste de dinți? Da, sunt în portofoliul nostru două paste de dinți, una cu anason, alta cu mentă. Cea cu anason se poate folosi și în tratamentele homeopate. Și o apă de gură, la fel, fără flor. Au efecte potriva anumitor boli, gen parodontoză, sau sunt doar pentru curățare și Principalul beneficiu al extractului în aceste formule pentru îngrijire dentară este remineralizarea smaltului dentar datorită formulei extractului bogat în săruri minerale. Deci, practic, îl putem folosi ca prevenție împotriva apariției cariilor. Exact. Pe partea de dermatocosmetice, că am văzut că aveți un portofoliu destul de larg, cu ce vă mândriți? Acolo e cea mai mare parte din portofoliul nostru dezvoltat și cu ajutorul doctorului. Avem produse atât împotriva acnei, cât și produse de îngrijirea feței pur și simplu. Încercăm să gândim ritualuri complete pentru îngrijirea feței, însemnând de la lapte de machiant, loțiune calmantă sau loțiune tonică, măști pentru față, creme de zi, de noapte sau creme hidratante sau anti-aging. Și cea mai nouă linia noastră, care e un produs revoluționar pentru România, am produs singura gamă de îngrijire cu prebiotice. Vreau să știu dacă vă adresați și domnilor prin aceste produse. Deși printre primele produse lansate de doctor în perioada respectivă se regăsea și o loțiune aftershave, noi în acest moment nu mai avem în portofoliu o linie adresată bărbaților, dar este pe lista noastră de dezvoltare. Păi nu ne rămâne decât să vă dorim mult, mult succes și abia aștept să testez și eu măcar unul dintre produsele voastre. Cu siguranță și cu siguranță vă veți bucura de beneficiile extractului. La cererea telespectatorilor de această dată, am venit în vizită la doamna dr. Simona Popescu. Bună! Bună ziua! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Foarte mulți telespectatori ne întreabă ce se întâmplă cu afecțiunea asta a sinusului. E o problemă foarte răspândită. Așa este. Este o afecțiune pe care o întâlnim frecvent în cabinetele noastre, sinuzita, fie acută, fie cronică, este o inflamație a sinusurilor, care sunt de altfel niște cavități cu aer, pe care le avem noi toți.
și care în mod frecvent pot prezenta diverse etape de afectare, însă aș vrea să menționez că frecvent vin pacienți și relatează am o sinuzită. Și atunci apare întrebarea firească de ce? De ce consider că ai acest lucru? Pentru că am o durere de cap de 5, de 10, de 20 de ani. Și un singur diagnostic de sinuzită cronică. Oarecum așa, pentru că într-adevăr consider că se abuzează de acest diagnostic, că nu orice durere de cap egal sinuzită și că pentru acest lucru trebuie să avem niște investigații, să stabilim un diagnostic corect pe bază de imagistică, computer tomograf de sinusuri anterioare, posterioare, dacă este nevoie rezonanță magnetică nucleară, examene fibroscopice, videoendoscopie rinofaringolaringiană, care să ne arate de fapt că nu este doar un blocaj inflamator la nivelul culoarului nazal, care de altfel este cauza cea mai frecventă a acestor dureri de cap sau cefalei. Și mai degrabă vorbim de rinite cronice, hipertrofice, posterioare, anterioare, polipoze nazale, decât de o reală sinuzită cronică care există. Se tratează la rândul ei? Se tratează, bineînțeles, este o afecțiune care poate fi tratată atât medicamentos, cât și chirurgical. Și, într-adevăr, în momentul acesta există multiple tehnici de chirurgie endoscopică rinosinusală. Este o microchirurgie minim invazivă cu o recuperare postoperatorie extrem de rapidă și facilă. Există vreo legătură între sinuzită și răgușeală? Există. Pe lângă disfonia hiperfuncțională, de care ați spus că beneficiați în momentul ăsta după efortul vocal, există și aceste disfonii care apar prin drenajele prost menegeriate retronazale, ale secrețiilor retronazale. Aceste inflamații cronice la nivelul culoarelor nazale nu ne ajută să drenăm corect secrețiile. Și atunci, mai ales noaptea, nu? În mod special în poziție culcat. Și atunci acelea nu mai au unde să meargă anterior și se duc posterior, ajung în faringe și apoi cu foarte mare ușurință spre corzile vocale și dimineața ne trezim răgușiți. Da? Corzile vocale, din punct de vedere organic, nu prezintă modificări, însă ele sunt agresate în mod funcțional. Și atunci, bineînțeles că trebuie să privim lucrurile în ansamblu și să ne uităm și puțin mai sus la nivelul etajului rinosinusal. Am constatat, intrând în clinica asta, aveți o mulțime de aparate și aparaturi sofisticate pe care le folosiți în sprijinul depistării și a rezolvării acestor boli? Da, când am conceput această idee și mie îmi place să spun conceptul de clinică butic, am plecat de la nevoia mea de a lucra în echipă. Există foarte multe afecțiuni care depind de mai multe specialități. Și plecând de la durerile de cap, de care am amintit mai înainte, o să întâlnim dureri de cap de cauză neurologică și aici avem în echipă colegi neurologi. Pot fi dureri de cap de cauză reumatică și atunci am avut nevoia de a avea în echipă kinetoterapeuți, fiziokinetoterapeuți și colegi de medicină de recuperare. Plecând de la nevoia mea de o reliste de afacere educare vestibulară pentru acele tulburări de echilibru pe care le întâlnim frecvent, alături de amețeli, de vertij, a apărut ideea de a avea în echipă kinetoterapeuți care să ne ajute în această direcție. Bineînțeles că este extrem de util să lucrezi în echipă, atât pentru noi, cât și pentru pacient, nu pentru a pleca informat acasă, ci pentru a ajunge să-și rezolve într-un timp cât mai scurt
și eficient fiecare problema medicală pentru care ne vizitează. Iată un tip de abordare foarte interesant și care pe mine mă liniștește, pentru că nu vedem organismul omului într-un singur unghi, ci analizați într-un mod complex și într-un loc foarte frumos, să spun așa, pentru că, într-adevăr, conceptul ăsta de butic îl recunosc odată ce intru aici. Mi-aș dori să cred că e un loc prietenos și intim. Optimist, în care omul să vină, să nu mai simtă acea atmosferă de spital cu care am fost noi toți obișnuiți și în care o echipă de profesioniști pasionați de ceea ce fac să încerce să găsească și să identifice rapid și corect soluția și să realizăm acest lucru într-un singur loc, să evităm acele drumuri inutile în diverse locații medicale, clinici, cabinete, pentru că, de ce să nu spunem, este important, acelea sunt consumatoare de diverse resurse fizice, timpul care este extrem de prețios. Și eu cred că fiecare din noi, când devenim pacienți, ne dorim acest lucru. Da, sigur că da. Și mai ales pentru copii. Să nu rămână traumatizați cum era pe vremea noastră, când venea medicul săracul cu ce avea, o pâlnie de aia imensă cu care îmi desfăcea nările, să vadă până unde poate el să vadă. Toți. Acum există o aparatură de ultimă generație care este binevenită, mai ales în situația copiilor, bănuiesc. Exact. Să ne mai speriem. Toți avem amintiri de genul acesta. Într-adevăr, nu mai este nevoie. Din fericire, avem echipamente extrem de prietenoase și cu copii. La departamentul de audiologie putem chiar diagnostica hipoacuziile de la nou-născuți. Iar legat de patologiile respiratorii, beneficiem de videoendoscoape și pentru copii. Din păcate, emisiunea noastră de astăzi a luat sfârșit. Eu voi mai rămâne însă lângă acest copac secular, pentru că aștept să se coacă scorușele. Până atunci însă, trebuie să mulțumim sponsorului nostru, Catena, Farmacia Inimii. Pe curând! Farmacia Inimii.